domnule președinte, doamnelor și domnilor, stimați participanți, dragi prieteni, mulțumesc foarte mult pentru prezentarea pe care mi-ați făcut-o, pe care cu siguranță nu o merit. O merită, în schimb, toți colegii mei din Ministerul de Externe care își fac datoria. În deschiderea acestei gale, care se desfășoară la numai o zi după șocantul atac asupra redacției publicației Charlie Hebdo din Paris, oraș în care probabil mulți dintre dumneavoastră studiază sau au studiat, permiteți-mi să reiterez solidaritatea noastră față de partenerii noștri francezi și față de libertățile și valorile fundamentale ale democrației, condamnând din nou, în termenii cei mai puternici, atacul terorist de ieri. Dragi studenți și absolvenți, sunt emoționat și onorat să fiu astăzi din nou alături de dumneavoastră la cea de-a 6-a ediție a Galei Studenților Români în Străinătate. Este un moment aniversar și dați-mi voie să vă urez din nou la mulți ani. Aveți întreaga apreciere a Ministerului Afacerilor Externe și a mea personală pentru consecvența, pentru profesionalismul, pentru perseverența eforturilor ligii de a promova rezultatele remarcabile ale tinerilor români care studiază peste hotare și de a aduce în atenția opiniei publice exemple de excelență academică românească. Și nu numai atât, un palier, în egală măsură semnificativ, se referă la proiectele voastre în ceea ce privește promovarea imaginii României în țările în care vă desfășurați activitatea. O Românie cu tineri valoroși, implicați, cu spirit de inițiativă și cu energia specifică celor care vor să contribuie la schimbarea societății. Îmi doresc și voi urmări cu atenție acest obiectiv, ca șef al diplomației, să aveți tot sprijinul misiunilor diplomatice și consulare românești în orașele unde filialele Ligii organizează evenimente academice și culturale cu un rol bine conturat în diseminarea valorilor românești la nivelul societăților din țările respective. Mă bucur că ați menționat numele colegului meu, Daniel Ioniță. Eu sunt, mărturisesc, responsabil pentru rechemarea lui înainte de termen la București, pentru că l-am propus și primul ministru al României a semnat deja decizia de numire a lui ca secretar de stat în locul meu în Ministerul Afacerilor Externe. Și pentru că acest parteneriat este pentru noi extrem de important, îmi face o deosebită plăcere să propun încheierea unui protocol de cooperare între Ministerul Afacerilor Externe și Liga Studenților Români în Străinătate în acest scop. Este important pentru fiecare dintre noi, ca tinerele elite românești, așa ca dumneavoastră, să se bucure de prestigiu și de oportunități de afirmare, atât în țară cât și în străinătate. Recunoașterea meritelor dumneavoastră ca urmare a unui parcurs profesional de excepție, contribuie la creșterea vizibilității românilor și a României în lume. În același timp, societatea românească are nevoie, în acest moment, a dezvoltării sale, de sincronizarea efectivă cu valorile și competențele validate astăzi la nivel mondial. În acest scop trebuie să existe în România soluții adecvate și viabile în vederea integrării elitelor românești, specializate în străinătate, în mediul profesional, public și privat din țară. Știu foarte bine că nu este suficient să vă încurajez să reveniți în țară, deși o fac de fiecare dată. Să reveniți în țară după ce vă finalizați studiile peste hotare. Trebuie să fiți și motivați pentru a vă întoarce și a vă pune cunoștințele și priceperea în slujba țării. Aveți nevoie și, de fapt, avem nevoie de un mediu instituțional și privat reformat, modern, eficient, dinamic, flexibil și mai ales bazat pe valori reale. Liga Studenților Români în Străinătate are deja o serie de proiecte foarte interesante în acest sens, pe care le-ați auzit menționate mai devreme, care merită atenția și interesul și sprijinul instituțional în România. Mă refer la strategia Smart Diaspora, mă refer la grupul Council of Romania în Washington, care are misiunea de a dezvolta în continuare parteneriatul transatlantic, și o să organizăm împreună conferința privind parteneriatul strategic cu Statele Unite.
Știu de asemenea de ceea ce a făcut deja și face Fundația Cezar. Am avut de altfel anul trecut, în iunie, o întâlnire pe acest subiect cu conducerea Ligii înaintea evenimentului care a fost dedicat susținerii pe care România o acordă parcursului european al Republicii Moldova. Ministerul Afacerilor Externe susține aceste inițiative și îmi doresc ca în 2015 să organizăm împreună câteva evenimente de impact pe subiecte de actualitate. Pentru aceasta avem nevoie de un dialog structurat și de substanță și de aceea vă invit pe această cale la o întâlnire de lucru la Ministerul Afacerilor Externe pentru a discuta concret continuarea agendei pentru 2015. Trebuie să continue și cooperarea între Ministerul de Externe și Liga, pentru ca tinerii care își propun să facă stagii de pregătire la misiunile diplomatice ale României să poată beneficia și în viitor de această oportunitate. Pentru că în lista pe care ați menționat-o nu am recunoscut și Ministerul Afacerilor Externe, vreau să spun că există toată deschiderea Ministerului pentru continuarea și extinderea stagiilor pe care le facem în mod constant, atât în centrala Ministerului, cât și în misiunile diplomatice românești. Și mă bucur că există un interes constant din partea studenților români în acest sens. Când am fost la Washington în aprilie anul trecut, am avut o întâlnire cu reprezentanții ai Ligii în cadrul Clubului România, prilej cu care am discutat și perspectivele dezvoltării relației bilaterale cu Statele Unite, inclusiv modalitățile prin care mediul universitar român-american poate să contribuie la promovarea intereselor României în Statele Unite, perspectivele oferite studenților români care își încheie studiile în Statele Unite și doresc să se întoarcă în România pentru a pune în valoare expertiza acumulată în beneficiul dezvoltării și modernizării României. Vreau să continuăm acest dialog, astfel încât în acest an, în care împlinim 135 de ani de relații diplomatice între România și Statele Unite, să putem organiza împreună o serie de manifestări relevante pentru dimensiunea științifică, culturală și de inovare a parteneriatului strategic cu Statele Unite, dimensiune pe care dorim să o consolidăm. Reiterez în acest context și interesul Ministerului de Externe de a încuraja, dincolo de constrângerile bugetare impuse, calea spre o carieră diplomatică activă a tinerilor de valoare, bine pregătiți, capabili să înțeleagă și să contribuie la gestionarea multiplelor provocări și a temelor majore pentru politica externă românească, fie că este vorba despre afaceri europene, despre securitate internațională, despre cooperare regională, despre relații bilaterale, despre diplomație economică, inclusiv diplomație energetică, despre diplomație culturală, despre politica de cooperare pentru dezvoltare. Amintesc în acest context și faptul că am demarat deja pregătirile pentru preluarea, în 2019, a președinției Consiliului Uniunii Europene, un obiectiv major de etapă pentru politica externă a României, pentru diplomația română și pentru al cărui succes va trebui să mobilizăm toate resursele intelectuale pe care le avem la dispoziție. Sunt convins că și dumneavoastră veți putea contribui la acest efort. Este vital ca societatea românească să beneficieze de expertiza unor specialiști ca dumneavoastră cu pregătire la cel mai înalt nivel pentru a avea o dezvoltare dinamică și performantă, creatoare de profit și bunăstare. Pentru că trăim deja într-o nouă lume, bazată pe cunoaștere și forță intelectuală, o lume în care, de fapt, cunoașterea este principala forță strategică a unei țări. Vedem în jurul nostru cum știința și noile tehnologii schimbă fața lumii într-un ritm pe care nimeni nu l-a anticipat, cu o răspândire globală care nu cunoaște frontiere. Iar pentru ca România să-și găsească rolul pe care ne-l dorim în această lume, avem nevoie ca tinerii bine pregătiți să fie motorul participării noastre la această revoluție. Creșterea fără precedent a mobilității în lumea contemporană, atât în spațiul european, dar și la nivel global, impune îmbunătățirea nivelului de organizare a comunităților românești pentru a permite integrarea lor firească în spațiul social și profesional în care își desfășoară activitatea, concomitent cu păstrarea identităților naționale, culturale, lingvistice sau religioase. Iată, procesul globalizării ne pune în fața unei continue reașezări a raporturilor dintre minoritate și majoritate, în spații culturale concrete, la nivel global, îndemnând la o continuă înțelegere, acceptare și afirmare a diversității. Apreciez că dialogul cultural viu între comunități care își înțeleg și își respectă diferențele trebuie încurajat. Îmi exprim convingerea că dialogul intercultural
reprezintă un exercițiu necesar și de mare relevanță pentru afirmarea unui profil identitar al comunităților românești din străinătate în rândul publicului din societățile gazdă. Este așadar important ca vocea dumneavoastră să fie auzită, să fie auzită acum și mai mult decât atât să fie ascultată în statele în care studiați, în care vă desfășurați activitatea, pentru a nu permite ca în această perioadă caracterizată de provocări majore, inclusiv la nivel mediatic, discursurile populiste sau xenofobe să șchilbească imaginea românilor, care prin studiu, prin muncă, prin realizări profesionale, au obținut un loc important și vizibil în țările unde trăiesc. Am avut recent un exemplu concret. O tânără studentă româncă a ajuns în atenția publică după un discurs brav, curajos, bine determinat, bine argumentat, în cadrul unei dezbateri la Oxford Union în decembrie. O felicit și pe această cale pentru această atitudine lăudabilă. Într-o notă personală, pentru că sunt profesor la Facultatea de Drept a Universității din București, unde predau drept internațional, aș vrea să vă spun două cuvinte despre interacțiunea mea cu studenții mei, care mă inspiră și mă fascinează de fiecare dată, prin energia, prin întrebările, prin idealurile lor. Întotdeauna când mă întreabă dacă să plece în străinătate, le spun da, vă semnez această scrisoare de recomandare, dar vă rog să vă întoarceți. Ei pun întrebări dificile de cele mai multe ori, dar și de cele mai multe ori îmi dau idei, pentru că au o perspectivă diferită, proaspătă, asupra lucrurilor. Și sunt foarte mulți dintre ei interesați de politica externă, de relațiile internaționale. Și dacă lărgim perspectiva, și dumneavoastră sunteți beneficiarii demersurilor noastre de politică externă pe termen mediu și lung, dar și posibili viitori actori ai schimbării. Întotdeauna diplomația României a fost un vector important de modernizare pentru societatea românească. Eu am încredere că generația studenților mei, că generația dumneavoastră, va urma acest drum pe mai departe. Și poate și printre voi există viitorii diplomați capabili să crească prestigiul României. Imaginea României depinde de eforturile diplomatice, de prestigiul, de capacitățile fiecărui diplomat și consul în parte. Depinde de ceea ce se întâmplă zilnic în România, dar depinde și de impactul comportamentului și performanțelor fiecărui român din afara granițelor. Dumneavoastră, care ați reușit să vă afirmați și valorificați potențialul românesc la un nivel de excelență, vă revine rolul de model și de factor coagulant, pentru ca solidaritatea și spiritul național să anime fiecare comunitate românească, indiferent unde trăiește ea. Vă doresc activitate inspirată în 2015, mult succes în toate proiectele pe care le întreprindeți și vă mulțumesc foarte mult că m-ați invitat aici alături de dumneavoastră.